Fiți să ne ridicăm să vedem cu Domnul. Deschidem Scripturile la Psalmul 150. Psalmul 150. Iată ce spune cuvântul Domnului în acest loc. Lăudați pe Domnul. Lăudați pe Dumnezeu în locașul lui cel sfânt. Lăudați-L în întinderea cerului unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari. Lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Lăudați-L cu sunete de trâmbiță. Lăudați-L cu alăuda și harpa. Lăudați-L cu timpane și cu jocuri, lăudați-L cântând cu instrumente, cu coarde și cu cavaluri. Lăudați-L cu chimbale sunătoare, lăudați-L cu chimbale zângănitoare. Tot ce are suflare să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul. Amin. Haideți să ne rugăm Domnului să binecuvânte acest cuvânt sfânt. Doamne, venim înaintea Ta și îți mulțumim pentru că ne-ai dat cuvântul Scripturii. Este perfect, este inspirat și este orice cuvânt de folos să învețe, să îndemne și chiar să ne mustre, să ne îndrepte căile. Te rugăm, ajută-ne acum, că după ce am citit din Scripturi și după ce vom înțelege ce vrei să ne spui, să și împlinim. Doamne, te rugăm să binecuvânți și Biserica Maghiară și bisericile românești din acest oraș, binecuvântă și pe frații de la Biserica Maghiară de etnie romă, binecuvântă, te rugăm, toate limbile și toți cei care se închină în toate felurile și care vor fi în fața tronului Tău de slavă. Ajută-ne să fim una în același Duh al Tău. Binecuvântă-ți biserica de pretutindeni de pe pământ. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc pentru invitație și mulțumesc fraților păstori că ne-au făcut această invitație să venim împreună cu familia și să desfășurăm înaintea dumneavoastră un subiect mai special. Vedeți aici un aranjament diferit față de, probabil, restul închinării dumneavoastră, pentru că în această seară o să mă refer la instrumentele biblice sau strănepoții instrumentelor biblice. Aș vrea, de asemenea, să mulțumesc bisericii dumneavoastră și bisericilor de limbă maghiară pentru studenții pe care îi trimiteți la Universitatea Emanuel. Obișnuiesc să spun adesea, noi lucrăm cu materialul clientului. Dacă materialul e bun, ceea ce iese este tot bun. Și până acum eu nu mi-amintesc de când slujez de 16 ani în Universitatea Emanuel să fi avut probleme cu studenții care au fost studenții noștri. Și văd câteva chipuri prin sală, Domnul să-i binecuvinteze și să le dea o lucrare bună înaintea Lui. De asemenea, vreau să mulțumesc și să transmiteți mulțumirile mele fratelui Simon. De ani de zile vine la evanghelizare la Alej și ne-a slujit prin predică și am avut câte o seară, de obicei, miercurea seara era seara în care se predica și în limba maghiară, cam un sfert de oră, și în limba română. A venit și fratele Giorgio, mulțumim pentru această slujire. Și mulțumesc că îi dați voie fratelui Giorgio să se implice la Universitatea Emanuel. Când spune că nu poate, că este plecat, că lucrează și în ultimii ani ne-a ajutat extrem de mult, lucrând cu foarte mare fărnicie, la tot felul de dosare, a pierdut nopți, a sacrificat din timpul familiei, mulțumesc în primul rând soției dânsului că sprijină, dar și dumneavoastră ca biserică. Nu este ușor să ai și slujba pastorală, care este o slujbă 24 de ore de 24-7 zile pe săptămână, și să te implici și în formarea tinerilor studenți. Domnul să te binecuvinteze și pe dânsul. Dragii mei, în această seară, aș vrea, în timpul care ne-a rămas, să vă prezint câteva din aceste instrumente pe care le găsim în Scripturi și să vedem care este închinarea plăcută Domnului. Dacă este un subiect fierbinte și care poate despărți foarte ușor biserici, și chiar și noi în Biserica Maghiară am avut o discuție zilele trecute cu frații din comitet,
care este muzica, care sunt sunetele plăcute lui Dumnezeu. Și unii spun, numai muzica simfonică este plăcută lui Dumnezeu. Alții spun, numai muzica de fanfară este cea care ajunge până la cer, că-i tare. Alții spun, numai muzica de orgă clasică ar trebui să cântăm în biserică. Zwingli spunea, nu trebuie să cântăm cu niciun instrument. Era cel mai simplu. Scoatem instrumentele, cântăm numai cu vocile și cât mai puțină cântare, pentru că cântarea stimulează firea pământească. Alții au adăugat tot felul de instrumente și electronice și mai tari. La un moment dat am ajuns într-o biserică, n-am mai ascultat muzică cu timpanele, am ascultat muzică cu ficatul și cu pancreasul. Pentru că așa de tare era boxa, m-am așa așezat în o boxă care era mai înaltă decât mine și toată vibrația aia mi-a spulberat și toată greutatea. Am ajuns plătinat înaintea Domnului. Există, putem avea trupă de laudă și întinare și putem avea și trupă de fraudă și întinare la un moment dat. Putem să creăm înaintea lui Dumnezeu sunete care sunt bune. Eu cred că Dumnezeu îmbrățișează toate sunetele. Pentru că dacă ne uităm în natură, Dumnezeu creează sunete tari, ale cascadelor, susurul blând al vântului. Tunetul este tot cel creat de Dumnezeu. Dumnezeu când pune degetele Lui pe corzile naturii, creează tot felul de sunete. Dacă, înainte de a trece la predica propriu-zisă, vreau să vă spun o mărturie personală și să vă spun cum Dumnezeu pe mine m-a vindecat în mod miraculos de o boală. Nu, n-am apucături cum sunt unii în această vreme, ci realmente este ceva pe care Dumnezeu l-a făcut în viața mea, pentru că Dumnezeu are foarte mult simț al umorului. În 2007 am avut o problemă foarte serioasă la inimă. Am venit acasă dintr-o călătorie lungă și am spus soției că la 12 noaptea să știi că ceva nu-i bine cu inima mea. Bate așa ca și cum s-ar zbate o pasăre înăuntru. Dar cum face românul, de ce să ducă la medic? Lasă că mă culc și îmi trece. M-am culcat și nu mi-a trecut. M-am trezit a doua zi dimineață, m-am dus la școală, colegii m-au văzut că nu mă simt bine, zice, hai la medic, lasă, întrerupem lucrul, mergem la medic. Am mers la medic. Am văzut că medicul și-a schimbat fața și a zis, acum mergeți la urgențe, la cardiologie. Am ajuns la urgențe, la cardiologie, dintr-o dată m-am văzut răstignit între fire, cu injecții de o parte și de alta, și a fost acolo și electrocardiograful, am fost conectat la tot felul de fire. Și primul lucru care s-a întâmplat este că a venit o asistentă, s-a uitat la mine, a făcut... După aia a mai venit un doctor, s-a uitat și el la mine, a dat din cap, așa și a plecat. Au mai trecut pe acolo personaj, medici stagiari, au venit pe acolo studenți, s-au uitat la mine, s-au uitat pe diagrama aia pe care numai ei o înțelegeau, erau tare necăjiți și plecau. La un moment dat l-am prins de halat pe un medic, cam de vârsta mea, și am spus, domnul doctor, eu sunt pastor. Eu am văzut oameni murind, le-am spus altora că o să moară, le-am spus rudenilor că au murit alții din familia lor, și cred că sunt destul de tare și sunt pregătit. Dacă este ceva într-adevăr grav, vă rog să-mi spuneți. Și m-a întrebat el, domnul Cruceru, spuneți-mi cam de cât timp sunteți în starea asta? Cam de 10 ore, era ora 10 dimineața, cam de 10 ore. Zice, 2 ore era prea mult. 10 ore este enorm. Ce se întâmplă cu inima dumneavoastră? Inima dumneavoastră bate numai partea de sus și partea de jos nu mai bate. Sunteți într-o condiție în care sângele s-a adunat în partea de jos și deja a început să se închege. În momentul când inima va începe să bată normal, în cel mai bun caz faceți un infarct și muriți. Și m-am întrebat în mintea mea care e cel mai rău caz. Zice, în cel mai rău caz, ajunge un chiar din acela la creier și la 30 ceva de ani rămâneți ca o legumă și cât rezistați, vă stă o povară pentru familie. Ați vrut să vă spun cinstit? Cinstit v-am spus. Atunci, pe patul spitalului, am înțeles și eu partea aceea din rugăciunea Tatălui nostru. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Am repetat-o cred că de sute de ori. Partea rea este că toată starea aceasta s-a prelungit până la 20 de ore. Am stat 20 de ore în fibrilație atrială și deja pregăteau defibrilatorul. Când am văzut că pregătesc defibrilatorul, atunci probabil s-a întâmplat ceva și de în cauza medicamentelor și din cauza stării mele. Am luat cele două perfuzii,
una de parte și una de alta și mai mult încurcat decât sprijinit de ele, m-am dus la cabinet și cu ele în mână și am spus, erau stâlpii aia de perfuzii. Am zis, domnul doctor, mi-a trecut. S-a uitat la ceas, ați fost 20 de ore în fibrilație, este extrem de mult. Zic, a trecut? Zice, nu. Acum începe să circule tot sângele prin trupul dumneavoastră și acum așteptăm să se întâmple ce v-am spus. Dragii mei, Domnul a făcut o minune, dar și n-am murit, nu s-a întâmplat nimic, n-am făcut niciun atac cerebral, dar după această stare am rămas cu inima cumva făcută praf. Adică aveam extrasistole, la un moment dat simți așa, că parcă te scoate cineva din priză, inima se oprește pentru puțin, începe să bată, când începe să bată, pulsul urca până pe la 100, 110 și să stea acolo jumătate de oră, o oră, uneori și două ore, minima bătând, fără să faci niciun fel de efort. Bătea. Am fost foarte necăjit, pentru că în tinerețe am făcut sport, am fost foarte necăjit când medicul mi-a spus trebuie să luați două tipuri de medicamente. Medicamente pentru ritm, ca să stabilizeze ritmul inimii, și trebuie să luați medicamente pentru tensiune. Eu, când am auzit de medicamente pentru tensiune, cei care luați medicamente pentru tensiune, știți, odată ce ai apucat să iei medicamente de tensiune, trebuie să iei toată viața. Nu se mai oprește. Corpul trebuie să se obișnuiască și așa mai departe. Am fost foarte necăjit și aproape un an de zile mi-am luat medicamentele cu religiozitate dimineața și seara. Dar de vreo 10 ani de zile noi citim Scriptura cu copiii și pe la mijlocul anului 2008. Am descoperit Psalmul 57 cu versetul 7 care spune așa: inima mea este tare, Dumnezeule. Inima mea este tare. Voi cânta, dar și voi suna din instrumentele mele. Trezește-te, suflete, treziți-vă, alăută și harfă. Mă voi trezi în zori de zi și te voi lăuda printre popoare, Doamne. Și în timp ce citeau copiii, eu m-am gândit așa, dacă s-ar aplica asta, ce mai mult mi-ar place. Vedeți, spunea un coleg, orice text scos din context devine pretext. Și asta este o greșeală, să scoți textul și să-l interpretezi așa cum vrei tu. Dar zic, Doamne, ce mult aș vrea, mi-am zis eu în mintea mea, ce mult aș vrea ca asta să se aplice nu numai la lăuntrul meu, ci chiar la corp, la inimă. Inima mea este tare, asta mi-aș dori. Și au trecut câteva săptămâni și după aceea am văzut că scrie mai departe, trezește-te suflete, și aici este o lecție pe care putem învăța anii, de a cânta trebuie să trezească sufletul. Sunt foarte mulți oameni care cântă. Am putea ca să avem o închinare perfectă și cineva îmi spunea zile trecute, noi pocăiții cântăm atât de mediocru. Zic, da, e adevărat, uneori cântăm mediocru. Dragii mei, dacă vreți să audă cântare perfectă, invităm un grup de la filarmonică și cântă perfect. Dar Dumnezeu se desfată în laudele Sfinților Lui, în laudele răscumpăraților Lui. Și primul lucru care trebuie să trezească este trezește-te suflete înaintea Domnului. Și după aia am văzut că este o pereche aici. Trezește-te, alăută și harfă. Am început să caut această pereche. Unde au dispărut? De ce ele sunt în adormire? De ce trebuie să spune în Scriptura trezește-te, alăută și harfă? Unde sunt aceste instrumente în bisericile noastre? Și am început să caut pe internet, am început să caut prin telefoane, am început să caut la prieteni și aici, în România, am găsit primul meu contact, a fost chiar cineva din comunitatea maghiară și în toată asociația de lăudă din România, am făcut o asociație de lăudă, sunt foarte multe persoane, 5 suntem cu toții, dintre care sunt 3 maghiari, un grec și un român. Eu sunt singurul baptist din în rest sunt reformați și un ortodox. Am făcut o această asociație și în total, în toată România, sunt 5 oameni care se ocupă cu aceste instrumente. Primul pe care l-am găsit a fost lăuta. Dacă merge microfonul și o să mă apropie acolo. Lăuta are un strămoș, acesta. Când au plecat evreii din Egipt, n-au luat un aur și argint, au luat și instrumente. Un instrument de această formă este chiar pe un mormânt egiptean, mormântul lui Faraon, mormânt al unui Faraon. Și sunt astfel de instrumente care sunt ca o jumătate de ou.
Și cu gâtul acesta, acest instrument se numește ud, care înseamnă lemn, de fapt. Egiptenii erau foarte ispăsiți la a face instrumente. Și acesta este cumva strămoșul unui asemenea instrument care era din Orient. Când creștinii s-au întâlnit cu arabii, mai târziu, le-au luat instrumentele. Dar astfel de instrumente, probabil, David le-a avut la curtea lui. Erau instrumente pe care, probabil, când spune, alăuta cu 10 coarde. Era un instrument de acest fel. După cum vedeți, nu are limite din acelea ca la chitară și sunetul lui este un sunet puțin nazal. Cam acesta este sunetul. Este foarte dezacordat, dar acesta este ud, așa se cheamă. Și vedeți cât de mult seamănă cu următorul instrument. Următorul instrument este chiar lăuta propriu-zisă. Este extrem de ușoară. La sfârșit, cine este interesat, poate să da să vadă. Acest instrument are ceva diferit. Corzile la acest instrument erau din mați de oaie. David, fiind cioban, avea de unde să facă corzi. Cum sacrificau oaie, imediat avea de unde să facă corzi. Chiar și pe acest instrument este un fretaj din acesta, din mați de oaie. Acest instrument are 17 corzi, de fapt 8 coruri. Ele sunt și cu 10, și cu 13, și cu 8 coarde. Și o să vedeți imediat că are un sunet foarte fragil. Vedeți, forma este aproape identică cu acestuia, numai că are aici deja împărțită. Când am văzut acest instrument, mi-am dat seama de ce Domnul Iisus s-a suit într-o barcă. S-a suit într-o barcă în Matei 13, ca să vorbească. Nu numai ca să stea la distanță de popor. Dar acesta este loc, este forma ideală în care dacă vorbești, se amplifică sunetul. Dacă ești într-o barcă, dacă ești în poziția aceasta, imediat sunetul se reflectă în sus. Acesta este lăuta sau alăuta. Probabil David, dacă vă uitați în iconografie, David este în astfel de instrumente reprezentat în mână. Și bănuim că era foarte asemănător instrumentul lui, la fel. Următorul instrument peste care am dat este harfa aceea. Și la un moment dat am sosit acasă cu ea și am făcut-o cadou fiicei noastre. Este o harfă barocă, este diferită de ce a avut David, dar le veți auzi împreună. Când auzim sunetele acestea, înțelegem de ce în momentul când Saul era chinuit de demon, l-a chemat pe David ca să-i cânte la harfă, nu la chemă. Eu și vorbesc acum să nu se supere nimeni. Eu am cântat la chitară bas multă vreme și mai cânt încă. Și am o chitară bas și acasă. Dar nu l-a chemat Saul pe David ca să-i cânte nici la chitară bas, nici la baterie, nici la harfă. Și dacă veți auzi sunetul și tipul de sunet, vedem cam ce fel de combinație este. Următorul instrument care este stră nepoata alăutei este banana mandolină. Este o mandolină, așa erau mandolinile inițial, după aia s-au construit, practic, ca să fie mai ușor de... Eu gândesc că s-au construit așa și pentru oameni ca mine, pentru că este destul de greu ca să ai o asemenea burtă care se întâlnește cu altceva. Dar aceasta era, așa era forma inițială a mandolinii, vedeți, foarte asemănător. Și aceasta deja are corzi de metal și iată că cântarea cu mandolină în bisericii noastre n-a fost chiar așa la voia întâmplării, ci a fost o urmare a cântării vechi din biserică. Înainte de a trece și de a cânta ceva cu alăuta și harpa, aș vrea să vă mai prezint cavalul. Cavalul, acesta este un caval în sol, sunt și cavaluri mai lungi, în fa și în la. Cavalul acesta a circulat în toți Balcanii și în Orient. Este un instrument, probabil este cel mai greu de cântat instrument, dar și foarte frumos. Caval, în indo-europeană și apoi în turc, a intrat, înseamnă dublu, sunet dublu. Dacă veți asculta, și sper că în această căldură, deci să nu ne facă, pentru că este un instrument foarte sensibil la căldură și la rece, să nu ne facă figuri. Acesta este cavalul tradițional, așa a ajuns în România, este în Bulgaria, este în Turcia, este în Orient. Și mai târziu el a evoluat, după cum veți vedea.
sunt două sunete. Imediat se urcă la octavă și în funcție de presiunea aerului se schimbă deci la octavă sau orice. Și, bineînțeles, este cunoscut cum cântă anumit, mai ales în sudul țării, cum se cântă la caval. Când spune v-am cântat din fluier de jare sau v-am cântat de joc, probabil ceea ce avea în minte Domnul Iisus era ceva de genul ăsta de jale sau ceva de genul acesta de joc. Sunetul este foarte dulce. Apoi, următoarea fază este ceea ce este cunoscut ca blocflöte. Și are un sunet asemănător, dacă vreți. Ce era interesant cu cavalul? Că din funcție, din felul în care se pronunța sunetul cântat, se puteau și pronunța cuvinte. Și se putea spune o poveste sau cuvinte, în timp ce și erau foarte mari specialiști din Orient, să se spună cuvinte și să și cânte. Aceasta este a doua fază. Iar își seamănă sunetul foarte mult cu al cavalului. Și bineînțeles, forma cea mai evoluată, instrumentele, acesta este, și mi-a spus maestru Sabin Păuța, sunt două instrumente care nu mai pot evolua nicăieri. Flautul și clarinetul. Se poate gândi absolut orice. Clarinetul este folosit și de evrei din ziua de astăzi, tocmai pentru că este stră nepotul cavalului. A fost atât de bine perfecționat încât se poate cânta absolut orice partitură și vedeți diferența de sunet. Și el poate cânta și dulce, dar poate cânta și aspru. Tot. Când ne gândim la clarinet, ne gândim la caval, când ne gândim la mandolină, ne gândim la lăută. Și o să rog pe Andrei, le-o prin surprindere, să rog pe Andrei să sufle în trompetă puțin, ca să facem diferența dintre sunete. O să ajungem la Psalmul 150 să vedem tipurile de sunete. Poți? Orice fragment muzical, orice să vine ție la îndemână. Cât timp Andrei o să interpreteze un scurt fragment de ceva ce dorește el, o să rog pe fica noastră să vină să putem să ne aranjăm pentru alăută și har. Această pereche apare de câteva zeci de ori în scripturi, alăută, harfă și uneori arată. Alăută, harfă, țambal sau cimbalon împreună cu alte și alte instrumente. O să cântăm două cântări, probabil o să le recunoașteți, o să cântăm două cântări foarte cunoscute. Una are o istorie tragică, cealaltă este o cântare tradițională, care vine cu o cântare foarte veche. Și cred că le veți recunoaște. Să le cântăm una după aceea. Thank you.
celebra pereche, alăută și harpă pe care David a cântat. O să revin imediat la un scopel continuu. Dragii mei, ne întrebăm ce fel de sunete îi plac lui Dumnezeu. Continuarea poveștii, înainte de a trece la acest lucru, este că eu nu cred în meloterapie, eu cred în puterea lui Dumnezeu. Dar s-a întâmplat ceva interesant. După ce am început să practicăm acest fel de sunete și am început să cântăm în casă și cu Naum, fiul nostru, împreună, în trei, și cu flautul, și cu cavalul, și cu toate aceste instrumente, s-a întâmplat ceva. Am început să mă simt rău, mă dădeam dureri de cap. Am început să-mi iau tensiunea și pulsul coborâse spre 50, 45-50. Aproape că să coagula sângele. Am sunat medicul și mi-a spus: am o veste bună pentru dumneavoastră. Nu mai aveți nevoie de medicamente. Și de aproximativ un an de zile, din decembrie anul trecut, nu mai au niciun fel de medicamente, nici pentru tensiune, nici pentru rit. Cam 20 de minute în fața noastră este, sau sunetele acestor instrumente, eu nu vă sfătuiesc următorul lucru. Nu cumva să vă apucați să întrerupeți medicația, să muriți. Deși s-ar putea să ieșiți mult mai ieftin dacă vă cumpărați astfel de instrumente decât să dați pentru banii pe medicamente. Ce cred că s-a întâmplat? Cred că Dumnezeu a făcut o glumă cu mine. Zice, ai vrut să-ți fie inima tare? Bun, îți mai dau inima tare încă câțiva ani. Probabil în viitor o să iau din nou medicamente de tensiune, pentru că avem un istoric în familie. Dar mă bucur de această experiență cu Domnul. Mă bucur că uneori Dumnezeu zice, dacă vrei să iei cuvântul meu în serios, cu adevărat, fii în serios. Și atunci s-a împlinit acest cuvânt din Psalmul 57:7. Atunci, după ce această experiență, m-am gândit mai mult la aceste lucruri și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva lucruri pe care cred că Scriptura ni le spune despre sunete și despre închinare. Sunt trei tipuri de sunete în Scriptură. Sunete primite de Domnul, sunete idolatre, indiferent de la cine vine și din ce instrument vine, și sunete răscumpărate. Nu sunt sunete tari și sunete moi, și psaltirea a fost luată în Daniel 3 și a fost pusă să cânte pentru idol. Și lăuta, și harpa, și citera, și cimbalul, toate au fost adunate, inclusiv trâmbița a fost împrumutată și adusă și pusă de pe vremea lui Daniel să fie supusă idolilor. Trei tipuri de sunete, primite de Dumnezeu, idolate și răscumpărate. Haideți să ne uităm puțin în Scriptură și vedem faza întâi. Faza întâi în Scriptură este în Geneza, în care Iubal, Geneza 4:21 ne spune, numele fratelui său era Iubal, el a fost tatăl tuturor celor ce cântă cu alăuta și cu cavalul. Se pare că Dumnezeu i-a dat un dar deosebit să poată crea instrumente și să poată cânta din instrumente. Apoi vine faza a doua în Samuel, Cronic și Regi și aflăm acolo următorul lucru, că s-a cântat înaintea Domnului, s-a cântat pentru Domnul, s-a cântat în casa Domnului, Scriptura vorbește de cântarea Domnului și sunt aici, din 1 Samuel 18:6, 2 Samuel 6:5, 1 Împărați 10:12, Cronici 13, 15:16, 15:20, nenumărate referințe în care aflăm următoarea combinație. Alăuta, harpa, chimbalul, tobe, instrumente de suflat, trâmbițe, sunt înaintea Domnului. Închinarea era aranjată de David cu mare precizie și aflăm și felul în care era închinarea. David și căpetenii lor au pus deoparte pentru slujbă pe aceia dintre fiii lui Asaf, Teman și Edudun, care proroceau întovărășiți de harpă, de alăute și de închivare. Și iată numărul celor ce aveau de plinit lucrarea aceasta. Și toți leviții care erau cântăreți, Asaf, Teman, Edudun, fii și fraților îmbrăcați în insuțire, stăteau la răsăritul altarului cu chimbare, alăute și harfe și aveau cu ei 120 de preoți care sunau din trâmbiță. Ce mult sunet! Ce mult sunet era în casa Domnului!
Dar, dragii mei, se mai întâmplă ceva. Imediat următoarea fază este că David își ia o parte din aceste instrumente în privat. Scoate din templu și face un lucru bun. Iese din templu și are închinare separat înaintea Domnului. Stă față în față cu Domnul și dimineața vine înaintea Domnului și dimineața îi cântă inima înaintea Domnului. Și ia alăuta și harfa, vine cu ele acasă. Și se întâmplă ceva extraordinar. Din tot sunetul acela mare care este în templu, lăudați pe Domnul începând din templu, așa am citit în Psalmul 150, sunetele intră în casă. Dacă am un sfat pentru cei care au încă copii mici, este următorul. În urmă cu vreo 4 sau 5 ani de zile, aveam încă televizor în casă. Nu sunt un îngust, am avut și noi televizor, nu sunt așa hiper-radical, dar la un moment dat am văzut, când erau inundațiile de la Bacău, am văzut următoarea fază la televizor. Săteam și ne uitam la știri, dar observam un lucru foarte ciudat. Zice, ne uităm numai la știri. Dar după știri era un talk show extraordinar de interesant. Și după aceea era un film foarte interesant. Și după aceea mai era un talk show foarte interesant. Și așa ne trezeam că stăteam la televizor, 4 oameni, uitându-ne la o cutie de sticlă și tot ne uitam acolo, am zis, dacă ar ateriza un marțian cumva în casa noastră și s-ar uita ce se întâmplă într-o casă de pământeană, rămânea uimit. Zice, uite cum stau ăștia și se uită la un cioc de sticlă. 4 oameni, 4 pământeni, oare altă preocupare mai onorabilă decât asta nu au. Dar uitându-ne la știri, am văzut următoarea fază. Erau inundații acelea cumplite de la Bacău. Într-un sat, într-o curte, nămorul era cam până la grâu unui bărbat. Pluteau în acea zoare, în acel nămol, pluteau găini moarte, plutea câinele care n-a putut să fie dezlegat, animale, și bărbatul din casă, în momentul când au venit pompieri cu acea barcă ca să-i salveze, au zis, haideți, veniți și luați ce aveți mai scump prin casă și copiii, ca să nu fie jefuită casa. Și atunci am văzut un bărbat, în toată puterea, ieșind cu doi copii și cu soția lui, soția a luat-o înainte, și bărbatul a ieșit cu cei doi copii. Probabil unul să fie avut 7 anișori, celălalt vreo 5. Cei doi copii s-au strâns de pantalonii bărbatului și au pășit în zoaia aceea care le ajungea, apa cei infectă, le ajungea până la gât. Bărbatul nu i-a luat în brațe. Știți de ce? Pentru că și-a luat cea mai mare avere. Diavolul acela cu coada neagră pe care îl băgăm în priză. Și-a luat în brațe televizorul, a pășit în zoaie și cu copiii de o parte și de alta. În momentul când am văzut acest lucru, am scos televizorul, l-am scos din casă și am zis să ne ocupăm timpul cu altceva. Și am început să ne umplem casa cu instrumente și cu sunete. Acesta a adus câteva beneficii în familia noastră. Dar cel mai mare beneficiu este că după acest timp citim Biblia împreună, ne rugăm împreună și avem familia adunată la o lară. Nu este o garanție că unul din copiii noștri nu va lua razna. Dar este mai mare garanție să-ți deconectezi copiii de la toate imaginile care vin prin intermediul internetului și a televizorului și să practice acest lucru pe care l-a practicat David. David și-a adus instrumentele în casă. Și-a umplut casa de instrumente. Și iată avem în Psalmul 92. Frumos este să lăudăm pe Domnul. În Psalmul 33 spune, neprihăniților reșade bine cu roșu. Reșade bine cu albastru sau cu cărămiziu. Neprihăniților reșade bine cântarea de laudă. În momentul când ne îmbrăcăm în cântarea de laudă, se pare că Dumnezeu se desfată. Neprihăniților așa de bine cântarea de laudă. În Psalmul 81 spune plăcut, este un sunet plăcut al cântării de laudă. Trei lucruri observăm în această închinare privată, închinare personală a lui David. Că Dumnezeu îi place creativitatea, cântați Domnului o cântare nouă. Dumnezeu îi place creativitatea, lui Dumnezeu îi place cântarea frumoasă. Îi place cântarea frumoasă, dar și într-o inimă curată. Lui Dumnezeu îi place diversitatea. Urmează faza a patra. În faza a patra este faza profeților. În care Dumnezeu nu-i mai plac sunetul. În care Dumnezeu mustră. În care în Isaia 14:1 observați ce se întâmplă. Isaia 14:1.
Strălucirea ta s-a pogorât și ea în locuința morților, cu sunetul alăutelor tale cu tot. Așternut de viermi vei avea și viermii te vor acoperi. Lui Dumnezeu nu-i merg la sunete. În momentul când poporul intră în idolatrie, Dumnezeu spune, nu trebuie cântarea. Când poporul se chină idolilor, Dumnezeu spune, tăceți. Iată ce spune în Amos 5:23. Depărtează-te de mine. Vuietul cântecilor tale nu pot asculta sunetul alăutelor tale. Dumnezeu nu mai poate suporta, nu mai poate asculta. Și tot Amos în 6:5 spune, aiurează poporul. Aiurează sunetul alăutelor. Se cred iscusiți ca David în instrumentele de muzică. Vedeți, s-a întâmplat ceva. Când poporul a intrat în idolatrie, lui Dumnezeu nu-i mai place nici sunetul harfei, nici sunetul alăutului, nici sunetul trâmbiței, nici sunetele tar, nici sunetele moi, nu-i mai place niciun fel de sunet. Lui Dumnezeu nu-i mai place cântarea omului, când inima omului nu mai este al lui Dumnezeu. Dragii mei, nu știu ce muzică promovați în biserică, nu știu care este tipul, stilul, genul muzical. Dar mă rog Domnului ca toți cei care cântă muzică să aibă inima cu totul dată Domnului. Vin dintr-o familie de muzicieni. Și în familia noastră mai toți s-au ocupat muzică. Și am observat un lucru și vorbesc ca unul care știu foarte bine mediul muzicienilor. Și n-aș vrea să-și jignesc, pentru că văd între dumneavoastră muzicieni, dar pe cei care știu eu sunt pocăiți. Dar am observat un lucru și foarte mare atenție la asta. Muzica și pocăința se întâlnesc rare ori. Și când se întâlnesc, Domnul să fie slăvit și binecuvântat. Dacă aveți muzicieni pocăiți, țineți de ei. Promovați-i și Domnul să-i țină smeriți. În momentul când inima nu este a Domnului, cântarea de laudă este o cântare blestemată înaintea Domnului. Dumnezeu nu primește, nu binecuvintează. Urmează timpul Noului Testament. În timpul Noului Testament, interesant este faptul că nu avem îndemnul la cânta cu instrumente. Este o singură referință, în 1 Corinteni 14:7, chiar și lucrurile neînsuflețite care dau un sunet, fie un fluier, fie o alăută, dacă nu dau sunete deslușite, cine va cunoaște că se cântă cu fluierul sau cu alăută? Este singura referință din Noul Testament referitoare la instrumente. Dar este îndemnul Apostolului Pavel, vorbiți între voi cu psalm și cântări de laudă. Ne trebuie să lăudăm pe Domnul. Și în perioada Noului Testament este încurajat din nou închinare. Și urmează așa fază de scripturi și apoi aș vrea să ne oprim la câteva propozii din psalmul 50. Babilonul în Apocalipsa 18 este blestemat. În felul următor. Și nu se va mai auzi în tine nici sunet de alăute, nici cântece din instrumente, nici cântători din fluiere și nici cântători din trâmbițe. Nu se va găsi la tine nici neșteră în vreun meșteșug oarecare. Nu se mai auzi în tine vuietul mort. În momentul când Dumnezeu blestemă Babilonul, îl blestemă în câteva domenii. Să nu mai ai mâncare, să nu mai se audă vuietul morii, să nu mai poți lucra, să nu mai ai economie, blesteamă economia. Nu mai este niciun fel de meșteșug, să nu mai fie meșteșug. Și un al treilea domeniu pe care îl blestemă Dumnezeu în Babilonie este să nu se mai audă în tine cântare. În momentul când blestemă Dumnezeu o țară, îi blestemă închinarea, îi blestemă economia și îi blestemă vuietul morii. Face pe oameni să-l pomedeze. Dar este și binecuvântare în Apocalipsa. Și ce frumos este în Apocalipsa 5:8, iată ce spune Scriptura. Și am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu alăuta și cântau din alăutele lor. Apocalipsa 14:2 este mai șocant. Și am văzut venind din cer, acesta este Apocalipsa 15:2, și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe mare de sticlă și aici observați un lucru care pe mine personal m-a șocat. Dumnezeu are multe proprietăți. Dar unul dintre lucrurile pe care nu le-am știut până anul ăsta este că Dumnezeu are în proprietatea Lui domnească și instrumente muzicale. Și iată ce spune aici în Scriptură. Și pe marea de sticlă, cu alăutele Lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, a icoanei și a numărului ei.
Instrumentul pe care îl vedem în Scriptură, acolo în greacă, este chitările lui Dumnezeu. Chitările lui Dumnezeu sau adăutele lui Dumnezeu sunt înaintea lui Dumnezeu și stăteau, este un cântec de biruință. Dragii mei, în cer se pare că vom cânta. Eu nu cred că în sala asta este un acord muzical. Pentru că toți vom cânta. Sunt multe lucruri pe care nu le vom mai face în cer, dar de cântat, sigur, vom cânta. Am auzit în urmă câțiva ani o istorioară înduioșătoare. O soră a venit de la medic, a fost diagnosticată cu cancer în fază terminală și spre deosebire de țara noastră în care nu ți se spune, spune, aveți ceva la ficat, aveți o hepatită, de fapt ai cancer, ești terminat, dar nu-ți spune adevărul. În alte părți ale lumii spune adevărul și doamnei respective, care locuia în Statele Unite, i s-a spus, aveți cancer în fază terminală, mai aveți circa 6 luni de trăit. Doamna credincioasă s-a dus liniștit acasă, a pus mâna pe telefon și a sunat cea mai bună prietenă și a spus, draga mea, am o veste pentru tine și o cerință. Bun, care este vestea? Mi s-a spus de la spital că am cancer în fază terminală, mai am 6 luni de trăit. Ba, draga mea, ce rău îmi pare, extraordinar, am început să plângă. Nu plânge, stai liniștită. Altceva, pentru altceva ți-am dat telefon în primul rând, nu pentru asta. Ți-am dat telefon pentru că știu că eu, tu cunoști, am aflat de undeva că tu cunoști o profesoară de pian. Cealaltă șocată, zisea prin creierul, ce s-a întâmplat. Zice, dar de ce e nevoie de profesoară de pian când mai e 6 luni de trăit? Toată viața am căsătorit la pian. M-am căsătorit de tânără, am crescut copiii, copiii s-au făcut mari, soțul a murit, a trecut la Domnul și tot n-am reușit să învăț la pian. Mai am 6 luni de trăit. Vreau să învăț la pian. Draga mea, dar de ce tocmai acum? Pentru că vreau să mă duc pregătită. Acolo vom cânta. Acolo vom lăuda pe Domnul. Te rog frumos neapărat să-mi faci rost de profesoară de pian cât mai am de trăit. Vreau să învăț să-L laud pe Domnul. Niciodată, dragii mei, nu este prea târziu să învățăm să lăudăm pe Domnul. Să învățăm să lăudăm pe Domnul din toată inima, cu o inimă curată, cu o inimă sfințită, cu o închinare așa cum îi place Lui, chiar dacă îngâni și chiar dacă vocea ta îmbătrânită scapă și merge câte o vartă și uneori nu-i merești sunetul. Dumnezeu binecuvântă cântarea care iese dintr-o inimă curată, dintr-o inimă care este a Lui. Alăutele Lui Dumnezeu se vor auzi în cer. Și iarăși în Apocalipsa 5:8 ni se spune când a luat cartea cele 4 făpturi vii și 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire cu aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile Sfinților. Observați, alăuta vine foarte frumos și se potrivește cu rugăciune în Apocalipsa. Nu-i cântarea aceea care nu-i făcută cu rugăciune. Nu-i cântarea aceea care nu-i pusă între coperți. Aceste cântări au coperți roșii. Coperțile potrivite sunt rugăciune și rugăciune. Mi-a povestit un păstor prieten. A avut foarte mari probleme cu grupul lui de închinare, cu trupă de închinare. Și făceau băieții ăștia un zgomot extraordinar și tot timpul căutau de acum să plasa cineva când îl vedeau pe basist că s-a apropiat, să plasa cineva lângă boxă ca să nu mai poată să dea mai tare. Că ăla se furișa cumva și vedea un pic mai tare. Și atunci au tot avut probleme și a venit și a zis păstorul respectiv, eu vreau să asist la repetițiile voastre. Și s-a așezat în bancă și băieții au început să cânte și au început să cânte, să laude pe Domnul, aleluia, și-l dau pe Domnul. Și păstorul respectiv a zis, observat următorul lucru, sunt de 3 ori, de 3 repetiții sunt împreună cu voi și am observat că vă lipsește un lucru. Dragii mei, nu v-ați rugat la început și nu v-ați rugat la sfârșit. Haide acum la următoare repetiție să ne rugăm la început. Să ne rugăm la sfârșit. Dragii mei, n-au cântat cu mult mai încet. Dar știți ce s-a întâmplat? S-a modificat repertoriul. S-au modificat cuvintele. S-a modificat un pic stilul. Au început să crească împreună rugăciune. În momentul când alături rugăciunea, lângă inima curată, sinceră, dorință, entuziasm, care vrea să-L aude pe Domnul, atunci modificarea preschimbă forma. Haideți să ne uităm acum în textul pe care l-am citit, câteva gânduri de acolo și ne apropiem de încheiere. Psalmul 150 este ultimul psalm din Cartea Psalmului. Și primul lucru pe care îl aflăm aici este lăudați pe Domnul. Închinarea noastră nu e o închinare pentru noi, nu este o închinare privată,
Noi lăudăm pe Domnul. El este obiectivul închinării noastre. Spre El ne focalizăm. Ne uităm țintă la căpetenia desăvârșirii noastre. Și închinarea noastră începe și are punctul de iradiere, punctul din care se răspândește, din templul Domnului. Templul Domnului este centrul Universului. Noi avem în românește expresia buricul pământului. Ce te crezi că ești buricul pământului? Păi există un buric al pământului. Știți care este? Casa Domnului. Iată ce spune. Lăudați pe Domnul în locașul lui cel sfânt. De aici începe. Lăudați pe Domnul în locașul lui cel sfânt. Și după aia se extinde închinarea asta, parcă explodează ca o bombă atomică, parcă se răspândește până la marginea pământului și în întinderea cerului. Psalmistul care a compus psalmul 150, nu cred că avea el în idee că vor exista avioane pe pământ. Dar iată, Duhul Dumnezeu i-a pus în minte să scrie lăudați-L în întinderea cerului. O, de câte ori și eu însumi și alții, când s-a clătinat avionul cu noi și făcea așa, 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 îl lăudăm pe Domnul. Pentru că ne pregăteam să mergem acolo unde se gândă cel mai mult. Lăudați pe Domnul înaintea în întinderea cerului. Și în întinderea cerului, când călătoresc avioanele pe cer, trebuie să fie acolo din când în când un credincios, care sigur îl laudă pe Domnul. Care sigur citește Scriptura. Lăudați-L pe Dumnezeu în locașul cel sfânt, în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui. Lăudați-L. Și ce trebuie să conțină laudele noastre? Indiferent că e în slovacă, că e în maghiară, că e românește, că e în engleză, închinarea noastră trebuie să conțină câteva lucruri pe care Psalmul 150 le rezumă cumva din toată cartea Psalmului. Psalmul, îl lăudăm pe Domnul pentru cine este El și pentru ce a făcut El. Niciodată nu trebuie să lipsească cine este El și ce a făcut El. Probabil și dumneavoastră ascultați anumite posturi de radio creștine și am avut discuții cu conducătorii acestor posturi și mă bucur că am găsit înțelegere. Și din când în când le dau câte un telefon și spun, frate, ce cu cântarea asta care tocmai a fost? Că nu se înțelege cum e. Cântarea în genul următor. Te-am îmbrățișat, ai venit, ai plecat, ne-am întâlnit. Te-ai dus, ai venit din nou. Păi la cine se referă? Acolo nu este numele Domnului Iisus Hristos. Se referă, se poate referi că cantea aia care a cântat, s-a cântat pentru iubitul ei, dar nici de cum pentru Domnul Iisus Hristos. Trebuie să fie undeva clar, precis. Este numele Domnului Iisus Hristos. Sunt aceste cântări ambigue. Nu știi exact despre ce e vorba. S-ar potrivi și la televizor dacă le pui, s-ar potrivi la orice post de radio, FM dacă le pui, s-ar potrivi și la noi. Când zici, a, lasă că înțelegem noi că este despre Domnul. Nu trebuie să fie numele Domnului. Iată ce spune. Lăudați-L pentru ispravile Lui cele mari. Domnul este Creatorul. Noi am căzut și El este răscumpărătorul. Această tipar, creație, cădere și răscumpărare, îl vedem și în lumea sunetelor și antinării. Lăudați-L pentru ispravile Lui cele mari. Pentru Golgota. Pentru gloria Lui arătată la cruce. Lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Știm care este subiectul. Știm de unde trebuie să începem. Știm până unde trebuie să ducem lauda Domnului? Și cineva m-a întrebat la un moment dat, dacă ar fi să te aresteze pentru credință, ce ai luat cu tine în pușcărie? M-am gândit foarte mult, ce aș putea lua cu mine în pușcărie? Aș lua o Biblie dacă mi s-ar da voie, dacă nu rămân lucrurile pe care le-am memorat din Scriptură, sau dacă aș reuși să rup câteva pagini, probabil dacă mi-ar da voie să rup câteva pagini din Scriptură și să le iau, probabil aș lua predica de pe munte și cartea psalmilor cu mine, să le ascund pe undeva, să le pot citi din nou și din nou și din nou. Și dacă mi-ar da voie să iau unul dintre aceste instrumente, probabil ar ascunde pe undeva cu un fluier. Să pot lăuda pe Domnul. Dragii mei, unul din unchii mei a făcut pușcărie pentru credință. Și acolo au fost oameni care din lemn, pe furiș, și-au cioplit fluiere, au cântat din sori de pește, au cântat din frunze și l-au lăudat pe Domnul. Nu există limită și nu există gratii și nu există loc în care să nu-L poți lăuda pe Domnul. Am văzut astăzi, vizitând pe un frate la spital, lăudându-L pe Domnul pe patul spitalului. Probabil mai are puțin până pleacă spre cele veșnice. Și l-am întrebat, frate, ce faceți? Frate, laud pe Domnul. Stau așa cu fața în sus și laud pe Domnul. Și mă uitam la un trup nebărgherit, slăbit. De la Crăciun n-am mai mâncat deloc. Trăiește numai perfuzii și cu apă. Și încă are puterea de a lăuda pe Domnul. Ce laudă frumoasă este aceea.
Ce culoare, ce sunet extraordinar, ce sunet plăcut urechii lui Dumnezeu de pe paturile de spital. Am văzut bolnav de cancer pe ultima fază, lăudându-L pe Domnul. Acelea sunt cântările care vorbesc despre măreția lui Dumnezeu și despre isprăvile Lui. Și acum uitați-vă diversitate. Dacă pui toate aceste instrumente, după cum vedeți, ați auzit sunetul fragil al lăutei și al arfei. Și dacă le punem lângă trompeta lui Andrei, le acoperă pe amândouă. Pot să adun încă vreo 50 de astea și o trompetă le acoperă pe totul. Dacă le pui într-un ansamblu, este foarte greu să reușești cu aceste instrumente să acoperi trâmbițele. 120 de preoți care cântau prin trâmbițe. Ce fanfară extraordinară. Și vrea să spună Psalmul 150, ce să Dumnezeu îi place diversitate. Îi place și sunetul trâmbiței. După părerea mea, ca altă l-aș bine de chitara bas, îi place și chitara bas. Îi place și instrumentul amplificat, îi place și instrumentul amplificat, îi place și clarinetul și cavalul. Lăudați-l cu sunet drâmță. Nu și imediat bine, dar lăudați-l și cu alăuta și cu har. Să nu lipsească sunetele fragile, să nu lipsească sunetele amor. Mă îngrijorez atunci ce am văzut vara trecută. Am fost împreună cu soția într-o biserică pe care o cunoșteam. O biserică la care ține. Cu păstorul ei suntem prieteni. A fost și la noi la universitate și va veni din nou. Am fost în urmă cu câțiva ani la ei și toată biserica era adunată la oaltă, dar într-o clădire veche nu mai aveau loc. Acum s-au mutat într-o clădire mai mare, absolut superbă, extraordinară clădire. Și am observat ceva ciudat. Deși aveau loc să încap acum de ajuns cu toții, aveau două servicii. De la 8:30 până la 10 era serviciul tinerilor. Pastorul era îmbrăcat diferit, era la cămași, era la Adidas, era în blugi, se plimba pe platformă, predica așa, se mișca, n-avea Biblie, avea predica probabil memorată, o avea pe Palm Pilot și predicare acolo, era foarte serviciu relevant, serviciu pentru tine, dar niciun bătrân. De la 10 la 12, de la 10 jumate la 12, era al doilea serviciu. Același pastor, la 4 ani, cu la cravată, cu Biblia mare ca să se vadă, stătea înțepenit la ambon, numai cântări de cor și numai cântări clasice. Și am zis, asta este oribil. Asta nu este Biserica lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu este de la pruncul care stă lângă Maică sa până la bătrânul venerabil. Biserica lui Dumnezeu este unitate în diversitate. Biserica lui Dumnezeu adună toate stilurile, adună toate istoriile. Uitați-vă cât de divers suntem. Cât de diferiți suntem. Și biserica este singura instituție care adună oameni de atâtea de multe și diverse interese, de atâtea de diverse preocupări, de profesii diferite, de vârste diferite, de gusturi diferite, de la manierist până la genul muzica clasică. Pe toți îi adună Dumnezeu și face biserica Lui și spală în sângele Lui. Dragii mei, mă rog lui Dumnezeu să nu ne separăm biserica pe gusturi, pe vârste, pe criterii din acestea. Altfel facem un fel de cluburi, un fel de găști. Sunt unii cărora le place numai muzică de fanfară. O să avem, dacă mergem pe calea asta, o să avem biserici pentru cei pieptănați pe partea dreaptă, o să avem pentru cei pieptănați pe partea stângă, o să avem pentru cei care se pieptănă în două părți. Și ce facem cu cei care nu mai au ce pieptănați? Facem o altă biserică și pentru ei. Biserica lui Hristos este pentru toată lumea. Și pentru cel care îi place trâmbița, lăudați-l și cu alăuta și cu harpa. Lăudați-l cu timpane și cu jocuri, cu improvizații. Lăudați-l cântând cu instrumente cu coarde, dar și cu cavale, și cu coarde ciupite, și cu coarde lovite. Aici, lăudați-l cu chimbale sunătoare. Chimbalele, și pentru mine am fost descoperirea asta, chimbalon, de fapt este o altă scriere și este instrumentul cu coarde lovite, care a ajuns să fie țambal. Țambalul este și el un instrument foarte vechi. Deci este instrument cu bandă ciupită, cum este harpa, cum este arăuta, și este chimbalon sau țambal. Țambalul, sunător, lăudați-l cu chimbalul, zângălitor. Și la urmă urmează explozia. Tot ce are suflare, să laude pe Domnul. Dragii mei, în familia noastră sunt două persoane care au o condiție specială. Și mie aceste persoane îmi sunt extrem de dragi. Am un verișor, care are sindromul Down, și o nepoțică a noastră care s-a născut de puțin timp și are de asemenea sindromul Down. Unul dintre cele mai emoționante momente pe care le-am avut în viață a fost în înmormântarea bunicii noastre.
l-am auzit pe vericiorul nostru, lăudându-L pe Domnul din toate inimile. Acești copii și aceste persoane vor sta înaintea tronului de judecată al Dumnezeu ca acuzatorii noștri. Ei au putut să laude pe Domnul. Și au știut să laude pe Domnul. Și l-au lăudat din toată inima. Cu puținele daruri pe care le-au primit, le-au valorificat. Ce te oprește pe tine să lauzi pe Domnul? Îndemnul meu pentru biserica noastră este, știind că Dumnezeu iubește cântare, Dumnezeu, vedeți, deși ar putea cânta, nu aflăm în Scriptură că Dumnezeu ar cânta într-un păpaj. Nu ni se spune că Dumnezeu cântă. Dar ne lasă nouă această oportunitate. Dumnezeu se retrage, ne dă nouă darul de a cânta și ascultă cântarea noastră. Îi place cântarea, primește cântarea și ne pune în inimă o cântare nouă. Dar o cântare nouă, o cântare care trebuie să fie sfântă, într-o inimă sfințită prin sângele Lui și o cântare frumoasă. O cântare perfecționată. O cântare pentru care merită să pregătești, merită să faci repetiții. O cântare diversă. Dar să fie, de asemenea, o cântare despre El, despre lucrurile Lui, despre lucrările Lui extraordinare. Din templul începând și apoi să o răspândim în toată creația. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu o laudă și o închinare după voia Lui. Există închinare corectă și incorrectă? Da, există. Există o închinare corectă. Dar vine din gura celor care sunt împărații. Există o închinare incorrectă? Da. Există o închinare incorrectă. Există o închinare rea. A celor care vor cânta, vor cânta cântările Domnului. La fel cum la cina Domnului avem paharul și Apostolul Pavel vorbește, nu știu cum este traducerea maghiară, dar în traducerea românească este extrem de dur. Zice, acesta este paharul Domnului și în momentul când îl iei într-un chip nevrednic, paharul Domnului devine paharul dracilor. La fel și închinarea noastră. Aceeași cântare, dragii mei, care iese dintr-o gură care are spate o inimă sfințită, este cântarea Domnului. Însă în momentul când iese dintr-o inimă care nu mai este a Domnului, vine cântarea celui rău, pentru cel rău. Știți ce a fost Lucifer? Șeful corurilor îngerești. Cântăreț specialist. Și totuși a devenit diavol. Diavol, cel rău. Și lucrarea lui este înspăimântătoare. Și o face și prin sunete. Să dăm toate sunetele pe care le putem emite sfințite înaintea Domnului. La finalul acestei serii, pentru că vă eram dator cu colindă, aș vrea să văd și colindă. Pentru că nu suntem chiar foarte departe de Crăciun, aș vrea să încheiem această seară prin două colinde, una românească și una universală, împreună cu clipa noastră, aș vrea să încheie acest moment, tot cântând cu alăuta și arfa, aceste două colinde și apoi îl rog pe fratele Adrian să preia încheierea programului. Vă mulțumesc încă o dată pentru răbdare, vă mulțumim pentru îngăduința de ne asculta. Sunt mari emoțiile și emoțiile mele și emoțiile fiicei noastre și dacă este vreo ezitare, veți ierta. Nu avem foarte multă experiență, eu am multă experiență la chitară decât la răută și ea a învățat singurică la arpă, dar cu speranța că ne veți îngădui, mai cântăm aceste două colinde.
la 1 la 3, este un psalm care a fost compus, muzica pentru el a fost compusă în momentul când un prieten de-a nostru era în pușcărie, care s-a transport de Biblie, și atunci am descoperit că cea mai puternică armă împotriva celor răi este lauda Domnului, așa cum spune versetul 3, eu strig lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Ne-am rugat Domnului și am lăudat pe Domnul, la un moment dat veți auzi chitara făcând un lucru mai zgomotos. N-am încercat decât să o prindesc prin sunet. Ceea ce se întâmplă și se întâmplă acolo. Ideea este Domnul împărățește. Psalmul 97. Domnul împărățește. Pomul și arde jur împrejur, se pofrim nici
și lui. Pentru că Domnul împărțește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cere multe, da. Domnul împărțește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cere multe. Fulgerile lui luminează lumea, pământul vede și se cutremură. Pentru că Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe, da. Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure.